Capitolul 8. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia: Du-te, și se duce, altuia: Vino, și vine, și robului meu: Fă cu tare lucru, și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat, vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la scurtă până și vânturile și marea? Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci, și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.